Petru spune, eu vreau să păzesc adunarea și el scrie adunării despre prorocii mincinoși, despre învățătorii mincinoși. El vrea ca adunarea să aibă discernământ în a mirosi și a depista pe învățătorii mincinoși. El spune că adunarea e responsabilă. Nu cultul baptist e responsabil să depisteze învățătorii mincinoși. Că vedem cât e în stare să facă lucrul ăsta, nici cultul pentecostal, nici ce mai culte mai sunt în țara asta. Ci credincioșii trebuie să fie în stare să depisteze lupii răpitori, învățătorii mincinoși. De asta le scrie Petru fraților din adunare, oamenilor simpli din adunare. Imaginați-vă că o asemenea epistolă ajungea să fie citită, recitită și auzită de copii, de adolescenți, de tineri, de frați și de surori. Indiferent de capacitatea lor de a înțelege lucrurile, de IQ-ul lor sau de cunoștințele lor biblice. Toți auzeau lucrurile astea. Ăștia sunt învățătorii mincinoși. Știm să-i depistăm acum. Știm să-i detectăm acum. Petru nu vrea să trăiască cu ei să trăiască cu sentimentul ăsta, domnule, ăștia sunt unși Domnului. Cum adică, domnule, să mă judecați voi pe mine? Eu sunt unsul Domnului. Știți cum spunea cineva? Aduceți la mine că dau eu un soare jos de pe el. Ăștia sunt unși Domnului, domnule, nu ne atingem de el. Păi uite că David cum nu s-a atins de unsul Domnului de Saul? Domnule, Saul n-a fost păstor sau episcop sau prezbiter în adunare. A fost împărat în Israel. A fost cu tot o altă situație. În Noul Testament, și vom vedea imediat, Dumnezeu ne cere să cercetăm lucrurile, să judecăm învățătorii. Da?